Continuăm jurnalul cu un invitat care ne poartă de la poveștile clasice reinterpretate până la reprezentațiile nonverbale, care jonglează cu lumini și cu geometria formelor, de la întâmplări cântate la scene dansate, de la călătorii ale unor personaje concrete în universuri magice până la călătoriale simțurilor în spații care așteaptă să fie descoperite. Urmează cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. 12 teatre și trupe din Italia, Finlanda, Spania, Belgia și România se întâlnesc la festivalul a cărui temă din acest an este tehnologii multimedia în spectacolele pentru copii. Vom desluși tainele acestui eveniment alături de actrița Alexandrina Halic. Sărut Mâna! Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și mă bucur foarte tare că sunteți la jurnalul meu. Mulțumesc Culturaț. eu pentru invitație, vă mulțumesc! Mă simt foarte bine aici. Vă la dați seama că înainte să vorbim despre Festivalul de Teatru, vorbim așa un pic despre cariera dumneavoastră, pentru că jucați la Teatrul Ion Creangă din 1965, de când s-a deschis. Dumneavoastră ați început să jucați prin 1961, dacă știu eu da. bine. Pe vremea aceea nu se numea Teatrul Ion Creangă, exact. era Teatrul de Tineret și copii. Și în 65 s-a împărțit în teatrul mic și teatrul Ion Creangă. Dar era cât pe ce să ajungeți la filologie. <laughs> e adevărat, da. s-a întrebat toată lumea ce o să joace ea în teatru. Și iată că s-a găsit la un moment dat, datorită da, unui magician, pedagog și regizor Ion Cojar și lui Ion Lucian, ei doi au ținut să înființeze Teatrul Ion Creangă, să ajung acolo și, iată, astăzi, invitata dumneavoastră aici. A fost un drum uh, foarte frumos. Da. Cum l-ați descrie așa, în două, trei vorbe? A fost foarte frumos pentru că mi-am găsit, în primul rând, mi-am găsit locul și pe urmă, pentru că uh, am nimerit într-o lume în care m-am simțit nu numai confortabil, dar m-am simțit vie. Am. Uh, uh, interacționat nu numai cu copiii din sală, ci cu toată to literatura frumoasă pentru ei, cu toate personajele pe care și le-ar fi dorit orice actor să le joace pe scenă. De la Alice în țara minunilor, la Micul Prinț, la uh, sfârșitul Zrăvanul al lui Gemi Zanfirescu, uh, Personaje frumoase și iubite de către copii. Da. Și, și care... David Copperfield, exact. Așa este. Pinocchio. Pinocchio, de Pinocchio am uitat, cu toate că pe el l-am jucat. Care e personajul nostru preferat? E adevărat. L-am jucat nu an la rând, poate 20 de ani la rând, în mai multe, în două puneri în scenă consecutive, da. Acum, din 1965, ajungem în anul 2020. Eu am aici o carte pe care domnul Ion Moldovan a scris-o despre dumneavoastră Și care se numește Alexandrina Halic, lumea magică a teatrului radiofonic Da. Cum este să se scrie o carte despre tine? Da, e flatant, e minunat E pe merit, simți, iată Dacă spuneți dumneavoastră Nu spune să... noi, spun generații întregi Sper să, da E o carte în care de fapt mi-arăt recunoștința față de această instituție, Radio România și de Teatru Radiofonic care mi-a oferit posibilitatea să joc pe lângă personajele pe care le-am jucat în teatru o mulțime de alte personaje minunate, dar nu numai atât. În compania sau alături sau am avut onoarea, ca să spun corect, să joc alături de crema. Actorii bucureștene În mâna unor regizori calificați și cu har. A fost pe lângă ce am făcut în teatru, chiar poate am muncit de două ori mai mult să spun, într-un anume fel, pentru că au fost mai multe premiere în radio decât în teatru. Așa se poate. A, a, a fost o perioadă în care am avut satisfacții din plin. M-am bucurat. Că multă vreme, poate chiar și astăzi, întâlnesc cu oameni care la vremea aceea au ascultat acele emisiuni și le mai ascultă, și acum în reluare. Deci, toată recunoștința mea acestei uh, generozități pe care mi-au oferit-o Teatru Radiofonic. Și ajungem în anul 2023, ajungem la discuția noastră despre acest festival internațional de teatru pentru copii ediția cu numărul 15. 15 mă bucur că putem vorbi despre el pentru Sigur. că e un eveniment deosebit gândiți-vă a 15-a ediție anul ăsta de pildă bucureștenii spectatorii mici și mari au o ocazie unică să se întâlnească cu teatre din multe colțuri ale lumii văzând cum se joacă teatru și în altă parte decât la noi Dar bineînțeles că și în alte colțuri Ale țării Pentru că vor fi teatre din Italia, Finlanda, Belgia Spania Din București, Țăndărică Opera comică Pentru copii Din țară Poate am sărit câte, câteva Din țară Teatrul din Galați Teatrul Gulliver din Galați cel din Piatra Neamț, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Deci, vă dați seama ce ofertă generoasă Absolut. de a judeca și a, a, a se bucura de un lucru pe care, în alte condiții, nu-l pot savura. Și pe lângă spectacole de teatru, așa cum spuneați, unele după piese clasice, altele, ați amintit, adresate unei vârste foarte fragede, de la câteva luni chiar, dar care se exprimă prin sunet, lumină, culoare, gest și care sunt benefice pentru copiii de această vârstă mică. Pe lângă asta, mai există și niște ateliere interesante. Ați amintit. Uh tema de, de anul da. ăsta. E o temă nouă, foarte importantă. E foarte Tehnologia importantă, Tehnologia multimedia în spectacolele pentru copii. Cum e integrată în spectacolele pentru să copii? Să nu uităm că astăzi copiii au la îndemână contactul cu această tehnologie. Sunt destul de informați. Sunt și pregătiți, inteligenți. Nu trebuie să le da, subestimăm inteligența. Și în spectacolele uh, pentru copii se pot bucura pe lângă uh, imagini, uh, multimedia, se pot bucura în niște ateliere. De pildă de un atelier se numește uh, TIC, uh, robot, Robotic, TIC de la Teatrul Ion Crangă, și Robot, așa, o, se vor bucura de o întâlnire cu roboți pot să interacționeze cu ei, pot să afle cum funcționează, va fi o bucurie mare, asta e o bucurie mare, toate în contextul unui spectacol, adică vorbim de spectacole. Apoi există un atelier, aș vrea să îl văd și eu, să asist și eu la treaba asta, unde cu un condei, inteligent, copiii pot să facă niște desene. Au și niște, am aflat că au și niște uh, grafii pe care uh, așa le, le pot, cu care se pot ghida iar desenele pe care le fac le pot lua acasă. Pe lângă aceste spectacole care sunt uh, aproape de dimineața până seara curg. Vor fi și niște ateliere pentru cei mari, de pildă va fi un atelier educativ pentru care se adresează educației timpurii pentru educatori, pentru cadre didactice care vin la oaltă cu copiii de multe ori însoțindu-i în spectacole în care îi întâlnim în grup. E foarte interesant un astfel de spectacol. Știți ce nu -am Reacționează spus, minunat. Nu le-am spus telespectatorilor, da. Cât durează acest festival? Când începe da, el? Trebuie neapărat să spun și asta. Da. Începe pe 7 octombrie Așa. și durează o săptămână, se va încheia în sâmbăta următoare pe 14 octombrie. Și are două locații. Una este sala mică a Teatrului Ion Creangă de pe strada Biserica Amzei 21-23. Cealaltă este o sală mai mare pentru spectacole mai ample și e vorba de sala Rapsodia, de pe Lipscan, toată lumea o cunoaște sigur. Uh, toate informațiile astea în legătură cu programul pe site, se sigur. găsesc pe site și uh, pe pagina cu explicații pe pagina de Facebook a, a teatrului uh, E o bucurie. A, nu trebuie să uit ceva. Vă rog. Ce, da, la, 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 Un lucru la care mă gândesc cu mare plăcere și voi asista cu drag, la o premieră a Teatrului Creangă în cadrul acestui festival. E vorba de aventurile lui Săgeată, un spectacol în care copiii se vor întâlni cu niște personaje neobișnuite, dar cu unele dintre ele sunt convinsă că vor pleca... Cu amintire foarte plăcută acasă, și poate vor dori chiar să revadă spectacolului. Și un alt secret este că acest spectacol are o scenografie realizată din materiale reciclabile. Adică a fost o campanie întreagă de sensibilizare a publicului, care au venit chiar cu obiecte reciclabile. La teatru, unde au avut la dispoziție niște containere speciale în care să le depună. Abia aștept să văd această premieră. În care vreau să mai spun ceva, Vă rog. joacă o echipă de tineri colegi ai mei, pe care îi prețuiesc și îi respect foarte mult, pentru că au demonstrat în acest spectacol în care e nevoie de muzică, de dans de mișcare au demonstrat că sunt capabili să fie demni actori a unui teatru pentru copii al unui teatru, ai unui teatru pentru copii uh, pentru că asta cred că se cere într-un teatru pentru copii, să poți să faci de toate să cânti, să dansezi, să te miști să bucuri copiii să, buc uh, să bucuri copii și mai ales în, cu tinerețea lor să-i atragi spre tine se simt solidari cu actorii tineri de pe scenă, îi simt un fel de tovarăși de joacă. E foarte important. Cu prietenilor. Această, da, cu prietenilor, cum spuneți. E importantă A, știți conexiunea ce? asta. Vreau da. să vorbim puțin. Ce spunea regizorul Cornel Todea despre spectatorul copil? Spunea că este fabulos. cel mai fantastic, fabulos spectacol. Am uitat să spun un lucru care n-ar trebui trecut cu vederea. În 2005. Cornel Tode a fost inițiatorul acestui festival internațional pe care l-a denumit foarte frumos 100 1000, 1 milion de povești. Avem acum un nou imn al festivalului de voalez, așa un mic secret dar se vor bucura spectatorii de el în care, din care citesc ceva nu tamo, dar mi-a plăcut ideea o sută de povești, o mie de emoții, un milion de cuvinte și de înțelesuri puse la îndemâna spectatorilor. Iată câtă generozitate! Și sunt convins că va fi vorba și despre foarte, foarte multe aplauze. Sper, sper, abia aștept. Aș vrea să nu... și a, mai există... Uh, sunt și facilități pentru uh, acești spectatori care or să vină, sunt convinsă la spectacolul nostru. Există un sistem de abonamente pe care sper că nu-l vor ocoli pentru că le va uh, ușura prezența la spectacole. Îi îndemn să vină. Mai ales, uh, mă, mă gândesc și mă adresez părinților și celor care simt nevoia să vină alături de copii la teatru. Se vor bucura de două ori. odată de ceea ce văd, pentru că vor fi lucruri de calitate și uh, inedite și uh, speciale, și apoi se vor bucura și de bucuria copiilor. Vor simți cam ce simt copii alături de ei într-un spectacol și își vor da seama de uh, beneficiul, de prezența benefică într-o sală de spectacol a copilului. Este o emoție directă de care au nevoie. Din păcate, acum nu mai avem timp să stăm de vorbă, dar trebuie să-mi promiteți că mai veniți la Jurnalul Cultural Cu și vorbim despre importanța teatrului și despre minunata dumneavoastră carieră și despre spectacolele de la Ion Creangă și așa mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumesc da, foarte drag. mult eu că ați venit! Vă și vă doresc succes și invităm pe toți telespectatorii noștri să meargă din 7 octombrie și până în 14 octombrie la acest Festival Internațional de Teatru pentru Copii. Mulțumesc încă o dată!